Autoritățile locale din comuna Todirești au pregătit în perioada sărbătorilor un spectacol de tradiții și obiceiuri din localitate. Mascați, capre, urși, fanfara și dansuri populare au fost prezentate duminică gospodarilor din Todirești. Edilul comunei, alături de consilierii locali, s-a preocupat îndeaproape de organizarea spectacolului. Bine, ne-am regăsit, spun regăsit pentru că suntem la a doua ediție a sărbătorilor de iarnă. Chiar dacă le ținem afară, până ce vom face nou căminul cultural, este bine și frumos și aici. Și mulțumesc tuturor celor care au participat, că asta înseamnă că nu se uită obicei și tradiția, portul popular todireștenilor de la noi, din toate satele, din Costâna, din Pârhăuți, din Solonez și Todirești, le place și vor să reînvie și trebuie să îi sprijinim ca să reînvie tradiția, portul popular și tot ce este din folclorul nostru bucovinean. În comuna Todirești, tradițiile și obiceiurile de iarnă sunt păstrate cu sfințenie. Localitatea se mândrește și cu ansamblul Plaiurile Solonețului, care a prezentat un spectacol de excepție.